Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncul luminându-l, e ca durerea mea să-mi pat în senină jungându-l. Și dacă norii de se duc, de se înluce luna, e ca aminte să-mi aduc de tine totdeauna. Mă numesc Alexa Căprabu Șarlis, sunt din clasa a 7-a și astăzi voi recita Viața mea a fost ziua de Mihai Eminescu. Viața mea a fost ziua și cerem însemnul. Speranță, stea de aur mie în luce în sân. Până ce într-al meu suflet deodată a apărut o înger căzut. Și două stele negre luciră în negrul foc, pe cerul vieții mele, iar geniul noroc mă lăsă în lume singur, departe în abis, de nor și de vis. O rază, din privirea viața mea a negrit, din sânul meu speranța divină a fugit. Norocul și-a stins steaua, de mai iubit măcar o înger de amar, dar nu. Din lumina neagră tu zbori în calea ta, sub pasul tău, pe arena de aur vei călca. Când eu, pierdut în noapte, nimic nu mai sperez, ci veșnic te visez. Mă numesc Alenica Pfeiffer, sunt de clasa 7-a și voi recita Urme de colibri. Pe urme de albe de colibri, mă poartă din nou gândul, strâng amintirile și rar și dorul rânduri rânduri. Blajim, căci unul a trecut, dar eu tot număr ani. De albe flori cântări ascult, mătănii în zăpadă. Îți văd tristețea pe obraz și lacrimi înodate. Aștepți de mâini, aștept și azi, dar ei sunt duși departe. Chipul tău cel îndrăgit e brăzdat de durere. Trupul ți-a scăzut smerit la poarta depărtării. Nu te amăgi că vor veni, făcând din an tot postul. Deschide plicul și scrisori, ferestre și imagini. Pe urme de albe de colin, te fură somnul rugăciuni. Alte amintiri ce te prind și cerul plin de speri. Parcă sub bolți de piatră au un rece cânt ce atrage viețile noastre în mormânt, în rece mormânt. Bună ziua, mă numesc Ana Maria Franc, sunt în clasa 7-a și voi recita poezia Un farmec trist și neînțeles. Un farmec trist și neînțeles, puterea mea o leagă. Și cu nimic nu m-am ales din viața mea întreagă. E un luceafăr răsărit din negura uitării, dând orizont nemărginit singurătății mării. Îngălbenit rămâne în veci și aproape stinsul, când ale apei valuri reci călătoresc cu dânsul. Cu atâtea tainici rugăminți, cu atâtea calde șoapte, cu atâtea lacrimi fierbinți, vărsată zi și noapte. Te-ai rugat dorul nespus din suflet să-ți alunge, dar el s-a înălțat tot mai sus ca să nu-l poți ajunge. Va rămâne necunoscut și va luci departe, căci luminează din trecut iubirii celei moarte și se aprinde pe orizont pustiu de mări și stepe și al lui farmec monoton m-a învins fără alt pricepe. Așa cum vă spuneam, un maraton de poezie, un maraton de poezie mineștiană,
într-o interpretare deosebită, cu multă sensibilitate, poezii alese atent de către domnul profesor, de voi. Mulțumim încă o dată că ați venit într-o zi de iarnă atât de frumoasă. Vă place iarna? Da. Așa. Oarecum. Mai mult vara. Vara și fiara mea e frumoasă. Vă jucați bulgări de zăpadă și oameni. Aveți samia? Da. Da. Eu merg și cu schiurile. Bravo, bravo. Strania, bulgăritul, un om de zăpadă, sunt lucruri atât de frumoase care se fac iarna și care sunt amintiri pe care le facem acum, la vârsta voastră, nu? Să ne dăm cu Săniuța. Aveți în plan așa să mergeți la Săniuță? Nu? Poate la sfârșitul săptămânii? La sfârșitul fermare. Așa. Vă doresc să aveți spor la treabă, spor la carte, să ne vedem cu bine și data viitoare la alte întâmplări frumoase. Mare mulțumire pentru tot. Domnișoara a cântat minunat, doamna profesoară o îndrumă cu mare atenție, doamna Spanache. Mulțumim, e important când copiii talentați au alături de ei profesori competenți, profesori dedicați, care să-i ajute pe calea devenirilor. Așa cum vă spuneam, că îi împopeți, pe lângă faptul că încurajează și vă îndrumă și vă deschide calea să fiți alături de evenimentele culturale ale orașului, să vă implicați activ, așa cum ați fost și acum. Bucuria mare este când am primit din partea voastră, susținut de domnul profesor Călin Popeț, multe materiale pentru concursul de creație și materiale bune care vor fi premiate. O să vedeți cartea. Ne auzim. Mulțumim mult de tot! Mulțumim.